Într-un interviu, Mircea Cărtărescu a declarat, citez, în viața mea obscură, în afara oricărei istorii și pe care doar o istoria literaturii ar fi putut o fixa în taxonomiile ei, s-au întâmplat lucruri care nu mi se întâmplă nici în viață și nici în cărți. Și am mai adăugat, manuscrisul meu depășește literatura pentru că este adevărat. Acum îl întreb eu pe Mircea. S-ar putea spune că romanul Solenoid este o dare de seamă despre anomaliile autorului? Așa a început acest roman. Inițial eu nu m-am gândit să scriu un roman adevărat, adică o scriere cu personaje, cu întâmplări diferite, ci o dare de seamă, un raport. Poate asemănător cu acel fabulos raport despre orbi care există într-una dintre marile cărți ale lui Ernesto Sabato, despre eroi și morminte. Și am început să scriu în felul acesta. Am început să îmi reamintesc lucruri mai puțin obișnuite, mai puțin din realitate imediată, mai curând din irealitate imediată, cum ar fi spus Max Blecher, care într-adevăr mi s-au întâmplat de-a lungul vieții. Nu aș spune pentru că viața mea este specială și ieșită din comun, ci pentru că tuturor oamenilor li se întâmplă aceste lucruri, numai că ei nu le remarcă, nu le observă, nu le bagă în seamă în timpul vieților. Pentru că ele țin mai curând de o viață nocturnă, de o viață onirică, de o viață halucinatorie. Pe când majoritatea oamenilor își uită visele imediat cum trece noaptea și vine dimineața și ei se trezesc, eu am tendința să mi le amintesc. Poate și fiindcă am obiceiul să mi le notez încă din tinerețe, de la 17 ani, de când țin jurnalul meu, care este o scriere esențială pentru mine, aș putea trăi fără toate celelalte, dar fără jurnal nu. Încă de atunci mi-am notat practic toate visele pe care mi le-am amintit diminețile. Iar viața noastră onirică, ce acoperă jumătate din viața noastră, nu este ceva de aruncat, de dat deoparte, ci face parte esențială din ceea ce suntem. De aceea eu am început această carte, care s-a numit ulterior Solenoid, dar pe care voiam să o numesc Anomaliile mele inițial, am început cu această investigație, această auto-investigație, această încercare de a-mi pune un diagnostic eu însumi, așa cum un medic care se simte bolnav își pune lui însuși un diagnostic. Și am scris vreo 200 de pagini în această direcție, încercând să înțeleg ce se întâmplă cu mine, care este adevărul suprem din spatele vieții mele, fiindcă fiecare dintre noi avem un astfel de adevăr. Iar apoi totul s-a dezvoltat, într-un fel în ciuda voinței mele, într-un roman adevărat, într-o carte adevărată, o carte a condiției umane, așa cum aș numi eu, o carte în stare, probabil, să spună, dacă nu adevărul despre lume, cel puțin adevărul despre mine. Mersi mult! Cartea, în realitate, este o permanentă pendulare între realitate, ca un construct specific cartarescian, cu zone sumbre, marginale și alienate a cotidianității românești din anii 80. Ne gândim la școala numărul 86, spitalul, fabrica, scaunul odontoiatric și etc. Și alte nivele ale existenței, constând în vise, viziuni, fantasmări, întâmplări paranormale, cu trei sau chiar patru dimensiuni, cât admitem că ar avea lumea noastră. Nu întâmplător, Mircea Cărtărescu a susținut, citez, nu există conflict între realitate și vis, fiindcă realitatea nu este altceva decât încă un vis, un produs al minții noastre cu toate celelalte. Închid citatul. Și aș aminti aici o imagine perfect grăitoare,
pentru a reprezenta această coexistență de realitate, alucinație și vis, adică banda lui Möbius, care este o idee pe care am împrumutat-o, bineînțeles, de la Mircea Cărtărescu. Da, în ultima vreme preocupările mele într-adevăr au început să depășească puțin zona literară, adică zona estetică, într-un fel. La un moment dat, un cititor care a venit să-i dau un autograf după o ședință de lectură în public, mi-a spus: dumneavoastră nu faceți de fapt propriu-zis literatură, faceți mai curând filozofie. Și într-adevăr, în ultima vreme, în ultimii ani, tendința mea este de a încerca să înțeleg lumea, în primul rând, fie prin literatură, fie prin gândire personală, prin meditație, prin încercarea mea de a discerne între ideile mari ale oamenilor dintotdeauna. Într-adevăr, există ceea ce aș numi filozofie sau metafizică în acest roman. Eu aș numi acest roman mai curând un roman metafizic în sensul lui Giorgio de Chirico, în sensul atât estetic cât și ontologic al cuvântului. Mă interesează foarte mult ce este lumea, ce este realitatea. Am cercetat, de fapt, și literatura clasică și filozofii clasici în privința realității, acea imensă necunoscută despre care vorbea Immanuel Kant, acel lucru în sine pe care nu-l putem atinge niciodată și despre care niciodată nu vom putea avea o imagine. Dar am cercetat și operele contemporane care se ocupă de relația dintre realitate și conștiință. Și gândindu-mă foarte mult în această privință, am găsit și un mic răspuns personal în privința a ceea ce este realitatea, acest răspuns stând la baza romanului Solenoid. Ideea mea, care se află la baza acestui roman, este că realitatea este suferință. Nu este o idee originală. După cum se știe, toată filozofia indiană, budistă, e construită pe această idee că lumea este suferință. Însă, dintr-un alt punct de vedere, dintr-un punct de vedere modern, a fi înseamnă a percepe și a percepe în exces, a percepe în exces lumea. Și această percepere în exces este durerea, este suferința. La sfârșitul romanului meu, orașul București se ridică în aer, plutește în aer, ca un fel de, știu eu, La Piuta al lui Swift. Se ridică în aer și dispare în univers. Dar în locul rămas gol de pe pământ, unde fusese orașul, este de fapt infernul, este groapa infernului, groapa aceea conică pe care o descrie Dante Alighieri și care este plină de demoni ce se hrăneau cu suferința oamenilor de deasupra, prin diferite canale și așa mai departe. Deci această idee că realitatea este suferință, că de fapt noi nu percepem ceea ce nu ne doare, este cel mai important lucru din această carte. Minunat! Un critic important din România, comentând structura romanului ca narațiune masivă de peste 800 de pagini în 4 părți, 50 de capitole, mărturisește că s-a mirat la un moment dat de cum cartea nu are chiar 100 de capitole, ca Divina Comedie lui Dante. Și atunci întrebarea pe care eu aș pune ar fi: până unde ne-ar putea duce această sugestie? Adică, vizionarismul din carte are o tangență cu viziunile dantești? Nu are o tangență directă, în sensul că Dante Alighieri nu a fost o sursă a acestei cărți în mod direct. Dar ce nu se leagă în literatura europeană de Divina Comedia? După părerea mea, Divina Comedia stă la baza acestei literaturi, alături de alte câteva cărți, ca Iliada lui Homer sau ca, știu eu, marile cărți ale lui Rabelais, Gargantua, Pantagruel și așa mai departe. Nimic nu se leagă și totul se leagă de aceste cărți, pentru că ele sunt în noi,
ele sunt ADN-ul nostru literar, ADN-ul nostru cultural. Nimeni, niciun scriitor de astăzi nu poate ignora Divina Comedia. Pentru că chiar dacă nu este în mintea lui în momentul în care el scrie, totuși este în sângele lui, este în creierul lui, este în ADN-ul lui, așa cum spuneam. Divina Comedia este o carte fundamentală pentru umanitate, pentru toată umanitatea, indiferent de zonele geografice, culturale, de diferențele dintre oameni, tocmai pentru că a unificat destinul uman. L-a unificat și l-a privit de undeva de sus, dintre stele, de unde acest destin, care uneori poate părea absurd, pentru că cosmosul e uriaș, e infinit și noi, după știința actuală, după fizica actuală și așa mai departe, nu suntem decât o fluctuație a acestui cosmos. Dar privit dinspre stelele dantești, destinul nostru are sens. Această căutare a sensului este ceea ce ne face oameni. Și Dante este unul dintre autorii care, fiind plin de viață, neignorând problemele pământești, politica, dragostea, zbuciumul pământesc, totuși s-a ridicat până la înălțimea stelară, de la care viața noastră începe să existe. Mersi. La un moment dat, pentru a caracteriza această ultima creație față de binecunoscută trilogie Orbitor, cea pe care în italian am tradus-o Abacinante, Cartarescu a spus că diferența principală poate fi văzută în faptul că în timp ce Orbitor se desfășoară pe un plan orizontal, solenoidul are mai degrabă o axă verticală. În ce sens? Oare și ascensională și clascendentă? Da, ascensională, transcendentă, ai foarte mare dreptate, Bruno, dar în același timp și etică. E un cuvânt pe care eu vreau să-l accentuez în privința romanului Solenoid, pentru că este prima mea experiență cu adevărat etică în scris. Etica depășește și ea literatura, ca și metafizica, pentru că trimite la o altă zonă a cunoașterii omenești, zona relațiilor dintre oameni, zona a ceea ce de asemenea ne face umani, pentru că omul trăiește în societate, nu poate trăi de unul singur. Până la experiența solenoidului, inclusiv în romanul Orbitor, dar și în poeziile mele și în alte romane ale mele, eu am încercat să absolutizez experiența estetică. Acest lucru se întâmplă pentru că toată experiența mea literară a fost predeterminată în acest sens. Profesorii mei din facultate, oamenii care mi-au influențat destinul, erau critici literari moderniști, pentru care esteticul era totul. Deci nu conta altceva. Un scriitor nu trebuia să fie un filozof, nu trebuia să fie un gânditor al socialului, un sociolog și așa mai departe. Nu putea să fie un politolog, nu putea să fie un jurnalist. El trebuia să fie numai scriitor, un scriitor pur. Și eu am încercat să urmez acest model în aproape tot ce am scris și nu-mi pare absolut deloc rău. Este, după părerea mea, calea regală a literaturii. Dar dacă te gândești la marii scriitori ai lumii, la Dostoievski, de pildă, care este întotdeauna în mintea mea, și la foarte, foarte mulți alții, l-am amintit pe Ernesto Sabato, dar și pe, știu eu, Muzil și așa mai departe, toți acești oameni cuprind în cărțile lor și impurități, între ghilimele, impurități în sensul lui Guy Scarpetta, impurități de tip filozofic, de tip etic, de tip, știu eu, gnoseologic, etc. Și eu iubesc să introduc în romanele mele astfel de impurități, în sensul că nu sunt produse pur și simplu estetice, ci sunt din multe alte zone. Eu, după cum știi, Bruno, citesc tot ce îmi cade în mână. Sunt un cititor omnivor, citesc cu aceeași pasiune scrieri de fizică cuantică, scrieri despre matematică, pentru că nu pot să citesc ecuații, dar îmi place
extrem de mult zona aceasta matematică, citesc despre mari matematicieni ai lumii, citesc filozofie, citesc teologie, citesc religie, citesc toate lucrurile acestea care toate formează în mintea mea peisajul acesta fantastic al lumii. Și nu vreau să renunț la absolut nimic, la niciuna dintre experiențele omenești. Eticul este una dintre aceste experiențe. Și evoluând romanul meu, așa cum spuneam, din magma anomaliilor mele, din primele pagini, primele 200-250 de pagini, la un moment dat am ajuns la o dispută de tip etic care a schimbat apoi romanul din rădăcini. Și anume, cam la o treime din carte, profesorul care este personajul meu principal are o discuție în cancelarie, în școală, cu o colegă, o profesoară, care îi pune următoarea dilemă. Ce trebuie să salvezi dintr-o casă care arde, dacă poți salva un singur lucru și în acea casă se află un copil mic de câteva luni și o mare capodoperă a picturii universale, să spunem Rondul de noapte al lui Rembrandt sau orice altă pânză, un Vermeer, un Leonardo da Vinci, orice altă pânză de o imensă valoare umană. Ce vei salva dacă poți salva un singur lucru? Și personajul meu, fără ca eu să intervin în niciun fel, chiar luându-mă prin surprindere într-un fel, nu alege esteticul, ci alege eticul. Adică alege să salveze copilul. Celălalt personaj, doamna profesoară care îl întreabă, continuă această dispută și îl întreabă mai departe. Dar dacă știi că acest copil va fi un ucigaș în serie, care va aduce o cumplită suferință oamenilor, ce vei alege? Și personajul meu spune, tot copilul îl voi alege. Dar dacă știi cu siguranță că acest copil va fi Adolf Hitler, cel mai cunoscut și mai mare criminal din istorie, ce vei alege? Și el răspunde, tot copilul îl voi alege. Oricum ar fi, pentru că viitorul nu este predestinat. Dacă Adolf Hitler ar fi fost crescut altfel, el nu ar fi ajuns ucigașul care a fost. Prin urmare, copilul este un mănunchi de posibilități îndreptat către viitor și felul în care el trăiește, felul în care este educat, felul în care este iubit, va determina foarte puternic viitorul său. Nimeni nu e predestinat să fie Adolf Hitler. Prin urmare, pornind de la această dilemă etică, romanul meu se dezvoltă în această direcție. Și anume către parabola lui Albert Camus, cu care se termină una dintre povestirile lui, în care un om aflat pe patul de moarte pronunță un cuvânt care sintetizează întreaga sa experiență de viață. Însă cei care erau în jurul său nu pot înțelege dacă cuvântul pe care el l-a spus era solitaire sau solidaire, deci solitar sau solidar. Așa încât, iată încă o dilemă etică. Ești un om singuratic, un om care își urmează propriul destin sau urmezi viața ta alături de cei care îți sunt dragi, cei pe care îi iubești? Îți pasă de semenii tăi sau ești în această experiență a vieții de unul singur? Și iarăși personajul meu face o alegere pe care eu n-am prevăzut-o, care nu era în mintea mea, care m-a uimit și m-a bucurat extraordinar de tare. Și anume a ales să fie solidar, nu solitar. Toate personajele mele dinainte de Solenoid erau solitari. Erau oameni singuratici, oameni care prețuiau și se prețuiau prin singurătatea lor. Dar iată că profesorul acesta anonim din Solenoid alege să fie împreună cu cei pe care îi iubește. La un moment dat el poate evada din lumea în care trăia, dar numai singur, de unul singur. Poate ajunge într-un spațiu al spiritului, într-un spațiu adevărat, poate scăpa de această lume a suferinței. Însă el refuză acest lucru în finalul romanului.
preferă să rămână în suferință, în pasiuni, în mociri la vieții cotidiene, împreună cu cei pe care iubește, cu soția și cu fetița lui, dar și cu cei, toți ceilalți oameni din jur, decât să evadeze de unul singur. Da, hey. Înțeleg foarte bine subiectul tău și pe undeva îmi place foarte mult ideea pe care, evident, o susții. Intelectualul nu mai trebuie să fie cel care se închide în turi se burnea, dar ar trebui să iasă din această, cum să spun, izolare creativă sau numai creativă, ca să se implice și în dialog cu oamenii și cu societatea. Ceea ce, de fapt, Mircea Cărtărescu o face de mai mulți ani în situația contingentă. În carte găsim mai multe coborâri în subteranee, care echivalează probabil cu atâtea coborâri la untrișe freudiene, ca și în alte opere antecedente. Dar aici, tocmai fiindcă Mircea a vrut să se implice etic, ajungem în fine la o întrebare autentică, existențială, aproape mistică, aș spune, cu totul iscoditoare. Întrebarea este: mântuirea este posibilă? Franz Kafka are cel mai interesant răspuns în această privință. El spune: da, mântuirea este posibilă, dar nu pentru mine. El urmează aici o idee a lui Kierkegaard. Kierkegaard, într-una dintre cărțile sale, spunea: dacă eu voi fi singurul condamnat la infern, dacă eu voi fi singurul om care este torturat în infern, pe când toți ceilalți oameni vor ajunge în paradis, voi fi fericit și voi aduce laude Creatorului pentru asta. Deci iată, aici intervine ideea autosacrificiului pentru binele comun. La Kafka, firește, era o altă situație. Kafka se simțea un damnat absolut, un om care trăia infernul pe pământ. Deci el crede în mântuire, crede în salvare, dar nu crede că salvarea este pentru el. Și el exprimă aceasta prin faimoasa parabolă în fața legii, în care un personaj ajunge la porțile legii, adică la porțile salvării, la porțile mântuirii, dar alege să nu intre. Alege să nu intre în interior, pentru că are sentimentul că acea poartă este deschisă pentru oricine în afară de el. Așa încât, până la sfârșitul vieții sale, rămâne în fața porților legii fără să încerce vreodată să intre în ele. Salvarea, după părerea mea, a oamenilor constă în raportul cu ceilalți oameni. Salvarea este orice îți dă un sens în viață. Pentru că infernul este, de fapt, să nu ai un scop, să nu ai un sens, să nu ai un țel în această viață. Să simți că trăiești degeaba, să simți că nu ai făcut nimic valabil, nu ai făcut nimic pentru alții, nu ai făcut nimic nici pentru tine și te vei risipi în neant. Tot ce îți dă un sens, tot ce te face să te bucuri de viață, tot ce te face să iubești oamenii, viața, realitatea, ca să ne întoarcem la ea, este salvare. Este salvare de sine. Deci eu cred că un om, ca să se simtă salvat, trebuie să se simtă cu sens în viață. Și acest lucru ni-l dau cei dragi, ni-l dau cei apropiați, ni-l dau pasiunile noastre, de pildă literatura în cazul scriitorilor, artele, dar chiar și stăpânirea unei meserii. Orice lucru te face să ai stimă de sine. Deci eu aș zice că salvarea constă în stima de sine pe care ți-o dau ceilalți și, de asemenea, pe care tu o dai celorlalți. Nu trebuie să ne uităm mai departe de asta. Da, foarte interesant și
Cred că tu ai demonstrat clar că prin opera ta realizezi asta și e interesant că prin solenoidul ajungi la această deschidere către umanitatea în jurul tău. Aș mai adăuga o întrebare, adică tema răului în lume și a salvării, cu ecouri de la psalmi, la cartea lui Iov până la Eclesiastul, produce aici o invenție puternică, anume secta pichetiștilor, care are drept călăuză fisicianul Virgil, un modern Virgilio Dantesc, pe bună seamă, și care înalță un protest vehement metafizic, scândând jos durerea, jos moartea, până a termina într-un strigăt dureros uman, un singur cuvânt, ajutor, 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 care acoperă mai multe pagini, aproape 10 pagini, cred, din carte. Când am citit faimoasa poezie a lui Dylan Thomas, Do Not Go Gentle Into That Good Night, mi-am dat seama că Dylan Thomas știa ceva despre umanitate. El cerea oamenilor să nu accepte răul, să nu accepte nici măcar răul metafizic și inevitabil, care este moartea, să nu accepte, să nu intre blând în noaptea cea bună, care este distrugerea conștiinței omenești, să protesteze. El striga, cry against the dying of the light, strigă împotriva morții luminii. Acest îndemn este urmat de pichetiștii mei, de o sectă, aș spune eu, gnostică, al cărei scop în lume este să nu lase răul neperceput, să nu lase ca oamenii să consideră răul ca fiind normal, necesar, inevitabil, să protesteze măcar împotriva lui. Chiar dacă prin acest protest nebunia, agonia, moartea nu vor fi eliminate obiectiv din lumea aceasta, totuși demnitatea umană va avea de câștigat. Omul nu se va mai simți un sclav neputincios, un om fără niciun fel de liber arbitru. Măcar are dreptul să protesteze, măcar are dreptul să strige dacă suferă, dacă îl doare cu adevărat. Așa cum orice om, în momentul în care simte durere fizică, strigă. Nu poate să nu strige. La fel și această durere metafizică a conștiinței că ești pieritor. Nu poate exista în mintea noastră fără să ne facă să strigăm, fără să ne facă să protestăm. Prin urmare, deci, secta pichetiștilor este o parabolă a condiției umane, a acestei condiții tragice la care te-ai referit și tu, care este un perpetu mecanism al artelor, al literaturii, al culturii, pentru că, într-adevăr, de la primele papirusuri egiptene, trecând prin Iov, trecând prin toate celelalte etape ale autorilor suferinței, terminând cu Kafka, terminând cu Bolaño și cu mulți alți scriitori contemporani, toți au arătat că omul are măcar acest drept să nu fie de acord, să protesteze, să strige împotriva acestei nedreptăți existențiale și metafizice. Asta fac și personajele mele. Da, mersi mult. Și pe undeva să mă amintesc și de un fel de ciudă pe care eu aș regăsi în opera lui Tudor Arghezi pentru un Deus absconditus care nu da semne sigure de existența lui și deci îndoiala asta prin care trecem existențial în viața noastră pământească. Da, eu cred că, de fapt, credința adevărată se manifestă prin dubiu, prin îndoială. Descartes avea dreptate când spunea dubito ergo cogito, cogito ergo sum. La baza vieții noastre nu stă adevărul, nu stă certitudinea, pentru că niciunul dintre noi nu le cunoaște, ci dubiul, îndoiala de toate lucrurile. Însă în momentul în care ne îndoim de lucruri, într-un fel le și confirmăm.
le confirmăm existența, fie existența reală, fie existența imaginară. Dar nu ne putem îndoi de un lucru care nu există. Divinitatea, de pildă, poate să nu existe obiectiv sau poate să nu existe ca un primum movens al lumilor, dar fără îndoială că ea există în mintea noastră, psihologic, și că ideea aceasta a unei lumi superioare, a unei lumi supreme, a unei lumi fără moarte, a tot puternice, înseamnă ceva pentru fiecare om. Înseamnă ceva, înseamnă un fel de etalon cu care ne măsurăm propria viață. Foarte interesant este că cântărețul britanic John Lennon, unul dintre cei din trupa Beatles, are un cântec numit chiar God, adică Dumnezeu, în care spune: Dumnezeu este un concept prin care ne măsurăm suferința. E o idee foarte interesantă care leagă, așa cum am și început această discuție, leagă ideea de suferință cu ideea de realitate. Nu sunt nici pe departe numai eu cel care simte asta, cred că orice artist simte acest lucru cu totul. Dar dacă îmi permiți, Bruno, aș vrea să răsucesc puțin discuția noastră și către o altă direcție și să spun că, de fapt, pe lângă aceste straturi metafizice, poetice, vizionare, eu am încercat să fac și un roman adevărat, adică un roman cu personaje adevărate, cu o zonă realistă foarte solidă, foarte puternică, o zonă în care trăiește o școală. O școală din Bucureștiul anilor 80, un oraș aflat, după cum știți, într-o țară care nu era liberă, era o țară supusă tiraniei, într-o perioadă în care eu însumi, de fapt, am fost profesor de școală generală din 1980 până în 1989. Și romanul meu nu este numai o dezbatere metafizică, cum s-ar putea înțelege din discuția noastră de până acum, ci și o foarte realistă poveste a anilor pe care eu i-am petrecut ca fiind profesor. Am fost profesor la copii mici, între 10 ani și 14 ani, și vreau să îți spun, după cum probabil că știi de altfel, că a fost o mare bucurie pentru mine. Eu iubesc foarte tare copiii și întotdeauna m-am simțit foarte bine în acest mediu cu ființe inocente, cu ființe mai puțin corupte de viață, așa cum sunt toți copiii, până la un punct. Așa încât anii 80 pentru mine au fost ani foarte intensi și foarte, într-un fel, foarte fericiți, în ciuda condițiilor în care trăiam, în ciuda celor 3 F, cum spunem noi, frigul, frica și foamea, pe care toți românii le-au cunoscut în acea perioadă. Totuși eu trăiam în literatură, mergeam la niște cenacluri literare faimoase în acei ani și în același timp eram profesor, un umil și anonim profesor de școală generală la marginea Bucureștiului, acolo unde cam o treime din copii erau romi, ceilalți erau români, dar toți erau foarte săraci. Toți erau foarte săraci, erau familii cu foarte mulți copii, care uneori nu aveau lumină electrică, nu aveau apă curentă, și totuși câțiva dintre acești copii au fost cei mai buni din școala respectivă. Mi-aduc aminte de o elevă de-a mea care luase din clasa 1 până în clasa 8 numai note de 10 și care era de etnie romă și nu avea curent electric acasă. De asemenea, avea grijă de 4 sau 5 frați mai mici ai ei. Deci iată că și în aceste condiții pot apărea ființe deosebite și apar întotdeauna. Ei, școala generală, colegii mei de catedră, învățătorii, profesorii, femeile de serviciu, bibliotecara, toți acești oameni, sper eu că trăiesc foarte viu în cartea mea. Sunt pagini umoristice, pagini grotești, este ca un fel de galerie a profesorilor, cam ca în Amarcord, dacă ți-aduce aminte, a lui Fellini, unde apar de asemenea câteva tipuri de profesori.
La fel este și aici. M-am distrat, trebuie să spun, foarte tare, scriind, descriind, de fapt, câteva dintre profesoare, mai ales cu toate maniile lor, cu toate excentricitățile lor. Pentru că oricine a fost într-o catedră de școală știe că profesorii sunt, dincolo de calitatea lor umană și așa mai departe, sau profesională, sunt cele mai variate tipuri pe care le poți întâlni. De la pur și simplu maniaci de toate felurile, până la oameni de la care ai ce învăța. Ei, romanul meu cuprinde și o astfel de galerie, de care sunt foarte mândru de altfel. Da, te înțeleg foarte bine, fiindcă îmi amintesc perfect și de Palamar, și de Ispas, și de profesoare care predau, și fiecare cu fițele, cu inele, brațare și așa mai departe. Deci ai foarte mare dreptate că este și latura asta realistă care te implică și e foarte amuzantă. O ultimă întrebare care vine de la niște cititori italieni, destul de cultivați, care te-ar întreba în ce măsură, măcar o parte din referințe la fizica cvantică, la Tesseract și la patra dimensiune, și-au găsit o posibilă sursă în opera The Science of Interstellar, de a lui Kip Thorne, un fizician care a primit și Nobelul în anul 2017, sau chiar din filmul omonim al lui Christopher Nolan, care s-a legat și de opera lui Kip Thorne. Nu am citit cartea respectivă, am văzut filmul însă, care nu este unul dintre filmele mele science fiction preferate. Mi s-a părut un film lent și destul de, cum să spun, neevoluat ca, știu eu, teorie științifică. Teoriile acestea sunt de 40 de ani, teoriile vehiculate în filmul respectiv. Eu sunt un mare fan al science fiction-ului, după cum știi, dar nu m-a dat pe spate, cum se zice, acest film. Nu, sursele mele sunt foarte, foarte diverse. De obicei citesc pe mari fizicieni, care, dintre care mulți au scris cărți de popularizare, cărți pe care le pot înțelege și cei care nu deslușesc ecuațiile, cum spuneam, și citesc cu mare, mare pasiune totul de la scrierile lui Weinberg, de pildă, până la, știu eu, scrierile despre timp, spațiu, toate aceste lucruri ale altor mari fizicieni. Pentru că pe ei urmăresc, fizicienii care au schimbat ceva de-a lungul timpului în această zonă absolut suprarealistă și poetică a fizicii cuantice. Ce să spun? Mi s-a părut întotdeauna foarte interesantă lumea aceasta care nu este acordată la percepțiile noastre. Lumea aceasta fie mult prea minusculă pentru ca noi să o putem percepe direct și care nu mai respectă legile realității. După cum se știe, un electron poate trece deodată prin două fante, de pildă, pentru că este în același timp și corpuscular și ondulatoriu, și aceasta este numai una dintre metaforele pentru această lume, care este o lume gen, știu eu, gen Lewis Carroll, așa, Alice în Țara Minunilor. Și în același timp și lumea aceasta uriașă a cosmosului. Deci între cosmologie și microcosmos trăim și noi exact la mijloc, între aceste lumi, încercând să percepem cât putem cu mintea noastră și dintr-una și din cealaltă. Însă și lumea foarte mare și lumea foarte mică ne apar foarte bizare, pentru că simțurile noastre nu sunt acordate la aceste lumi. Totuși eu sunt extraordinar de fascinat de ele, citesc, mă țin la curent cu toate noutățile și în cosmologie și în fizica cuantică, și aștept și eu, cum așteaptă toți fizicienii din lume, marea unificare între microcosmos și macrocosmos,
adică între teoriile lui Einstein și fizica cuantică. Totul pentru mine este interesant pentru că este foarte poetic. Tot ce se întâmplă în aceste lumi este extraordinar de poetic și extraordinar de challenging, așa, pentru mintea omenească. Ce e admirabil în opera ta și în Solenoid, în speță, ultima ta opera Moon Lume, este chiar această capacitate, această disponibilitate de a avea în același timp și o deschidere omenească și această curiozitate omnivoră față de tot ce este în știință și în filozofie și în cultură și în religie și bucuria de a povesti, bucuria de a implica cititorul în poveștile tale. Deci multe felicitări pentru încă un succes care acum a devenit chiar un succes pe plan mondial, aș spune. Mulțumesc mult, Bruno, mi-a făcut o mare plăcere discuția cu tine și sper că și cei care ne privesc, fie direct în online, fie mai târziu, vor avea sentimentul că, într-adevăr, Solenoid este o carte care merită să fie citită, merită să fie cumpărată, merită să existe în biblioteca personală a fiecărui cititor. Chiar în ultimul număr din indice de libri care a apărut alaltie, iarăși s-a publicat o pagină întreagă cu o recenzie, cu o cronică pentru Solenoidul. Felicitări! Mulțumesc, sunt foarte încântat! Mersi, seara bună! La revedere!